Mergem mai departe, este vorba despre dezinsecție și deratizare. Acestea trebuie să fie efectuate în regim de urgență în întreaga capitală pentru stârpirea țânțarilor, căpușelor și rozătoarelor. Așa cum știți, acesta este un atribut al Primăriei Generale a Capitalei. Ceea ce a ținut de sectoare s-a realizat deja, dar a fost o licitație contestată în instanță. Procedura este blocată în acest moment, de aceea am luat măsurile necesare pentru a merge pe o procedură simplificată, având în vedere urgența acestei măsuri și multiplele sesizări pe care le-am primit atât eu la Primăria Generală a Capitalei, cât și toți primarii de sectoare. De asemenea,